Xbreaker este sponsorizat de G2A. Prețuri mai mici decât alocația ta. Folosește codul DOMIX pentru cele mai tare oferte. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod din Let's Explore the World. Haideți să vedem. Dă-mă și pe mine în România odată. Vreau să ajung prin România. Oare ne va da start a new game? Și iată-ne pe un pod. Unde o-mi fi oare? Unde o-mi fi oare? Să vedem acest indicator. Pântemarilu. Nu ne dăm seama exact din asta, dar noi mai căutăm. Ia uite din nou un indicator. Limba spaniolă. Asta e bine. Haideți să vedem cam ce culoare au băieții. Sunt puțin de culoare așa. Sunt puțin colorați băieții. Cred că, oricum, America de Sud cred că suntem aici. Mai mult ca sigur America de Sud. Ce mașinuță interesantă. Aici una de muncă. Mergem mai departe. Pepsi A. Băieții de la Pepsi sunt și ei pe aici. Se merge normal, văd. Unitate de pilotă. Reductor. Nu dau exact seama. Asta să scot zoom-ul. Și mergem înainte. Un tir corespunzător. Dar și ce-aș vrea eu să văd la tirul ăsta? Aici ne-am putea da seama. Secțion. Ce scrie aici? Transporte de Carida. Nu, vreau să văd la tir. La tir în față ar trebui să aibă numărul. De obicei așa se poartă. Dar nu au. Nu au, din păcate, pentru noi. Iată, ne-am băgat în Băi, s-au băgat în depășire. Vedeți? Au încălcat o lege. S-au băgat în depășire pe o linie continuă. Niciodată să nu faceți asta. Niciodată să nu faceți asta. Direct permisul luat. Dar vedem că băieții de la Google sunt... Cred că au relații. Cred că au relații și își permit orice. Marilu. Unde naiba o fi Marilu ăsta? Unde naiba o fi Marilu? Nu pot să-mi dau seama. Santa Maria. Ce mai zice aici? Stai să dau puțin mai în spate. Santa Maria tutta la pila. Tutta la pila Santa Maria. Cam așa pare peisajul ăsta. Undeva în America de Sud, la colombieni, Peru, nu pot să-mi dau seama exact. Aș vrea să văd un drum mai bine. Puente. Dar nu vedem și noi un număr de drum, un indicator, ceva ce ne-ar spune pe ce drum ne aflăm. Văd aici un 203, dar nu dau seama ce zice. Dar eu așa cred. Eu cred că suntem în Columbia. Haideți să vedem acest indicator și de aici poate ne vom da seama. Nu, e drumul 190? Cred că 190 scrie acolo. Da, e 190. Mexico! Suntem în Mexic, iată cum ne-am dat seama. În Mexic, haideți acum să căutăm dacă o găsi. Mergem în Mexic. Canada, Statele Unite ale Americii. Mexico. Mexico și acum să vedem exact dacă oraș, dar nu știu dacă e un oraș mare. Tehuantepec. Haideți să vedem. 180. Aici e bine că vedem drumurile. 190-400. Haideți că vreau să prind, să fac un punctaj mare. 190! Ia uite aici! Ia uite-ne! Aici suntem. În față, dar nu știm exact câți kilometri. Însă... 190-ul e aici. Cred că suntem undeva pe zona asta. Undeva pe aici. Haideți să vedem. Sau puțin mai în spate. Ei, am fost la 38 de kilometri. Bun. E bine. Mexicul. Ghici în prima rundă. Deci... Am reușit să ne dăm seama unde sunt prima rundă. Aici, în câmp, nu o să-ți mai dai seama pe unde ești. Probabil America. Vedem, băieții, dacă voi mergeți cu Chevrolet în partea aia, o să merg și eu în partea asta. Probabil un drum, iată, 65 de mile pe oră. Cam puțin el.
pe unde nu e nimeni. O, aici o curbă periculoasă la dreapta, destul de strânsă. Și înaintăm, nici urmă de civilizație. Nici urmă de civilizație. Sper să dăm în curând, e tot o nouă mașinuță. Mai mergem. 55 de mile pe oră. Puțin. Puțin zic eu, dar ce au băieții pe aici? Băi, aici e o peșteră? Aici e o peșteră? Nu știu, nu-mi dau seama. Așa pare. Va fi o zonă secretă acolo. Haideți să vedem acest indicator. A, l-am mai întâlnit și data trecută. Bam, bam, curbă la stânga, destul de riscantă. Mergem înainte. Scot zoom-ul, vreau să scot zoom-ul. L-am scos. Și cred că o să mergem ceva. Cred că o să mergem ceva. Nu văd nimic, nimic interesant pe aici. Bam, bam. Unde ești, măi? Unde ești, măi? Drumulețule. Da, ne și un indicator. Uite, 2014 au fost făcute aceste poze. Totul se vede destul de bine. O mică parcare aici. Salut, 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 salut. Nu vrea să ne răspundă, vedeți? Noi mergem. Dacă mergem până pe aici, ne nebunim, băi, n-ai cum. N-ai cum să ajungi până acolo. Stați că facem așa. Hai, du-ne, du-ne, du-ne. Du-ne acasă, măi, tramvai. Ce are băiatul ăsta aici? Ce scrie aici? Nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama, din păcate, ce scrie, dar noi din nou ne băgăm în depășire. Să mergem noi cu spatele. Cred că noi, da, noi mergem cu spatele. Acum. Asta este, nu-i nimic. Mergem cu spatele, noi suntem șmecheri. Ajungem noi undeva la un moment dat. Dă-i înainte cu tupeu. Dă-i înainte cu tupeu. Și o să vezi că nu e greu și o să găsim noi un setuc. Dar avem mult de mers. Avem mult de mers. Mă stresează. Când trebuie să merg atât de mult, mă dai în mijlocul câmpiei și vrei să-ți ghicesc unde ești? E greu. E greu. Parcă văd ușor, ușor urme de civilizație. Iată aici o primă căsuță. Dar n-ai mai indicatorul. Au băieții și sistem de irigație. Ia uite. Bun, pe aceea s-au fost făcute prin 2013. Unele 2014, unele 2013, după cum văd eu că scrie aici. Mai mergem puțin. Încercăm, forțăm să ajungem într-un loc frumos. Dar, haide, haide, haide că deja devine enervant. Drumul ăsta nu părea a fi fenomenal, dar e practicabil. E practicabil. Voi unde credeți că suntem pe aici? Sunt sigur că nu o să ghicesc pe unde sunt aici. Dacă am ghicit Mexicul, aici mi-e foarte greu să ghicesc. Aici mi-e greu că nu am niciun indicator. Nimic, nimic. Am mers, cred că am mers 10 km și nu mi-a dat niciun indicator. Ți-am zis, erau și intersecții și fel și fel de chestii. Nimic, absolut nimic. De ce? De ce n-ai dat nimic? Nu, no, nu, no, nu, no, mergem, mergem, mergem la ghici. Mergem la ghici în America, nu, în Australia merg. Sau America, haide America. America, 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 America. Am nimerit acolo? Hai, dacă poate fi norocul nostru. Eu zic că a fost foarte aproape. La 574 de kilometri. E bun și ghiciul ăsta uneori. E bun și ghiciul ăsta uneori. Merge mai departe. E, și aici ar trebui să ne dăm seama. Uite, suntem într-un sens giratoriu, ceva de... Tot în America ne-a dat? Ce scrie, măi, aici? Ei, vrei să vinzi? Vrei să vinzi această căsuță? Da, suntem tot în America. După cum putem observa acel steag. Asta îmi place la american, că ei de obicei au steagul pus. Știți, la casă, un coș de basket, dar văd că aici nu au un coș de basket. O mașină foarte drăguță. Noi mergem acum. Dar ce frumoasă e zona asta, priviți. Priviți ce frumoasă e zona asta. În pădure, în mijlocul pădurii, așa sunt căsuțe. Ceea ce e destul, destul de interesant și frumos în același timp. Cred că mașina aia am mai văzut-o undeva. Mergem. Ce scrie aici? Bristol? Băi, în Anglia n-avem cum să fim. Nu cred că au engleze. Dar n-au cum să fie englez, că am văzut steagul Americii. Și acolo suntem. Din nou un steag al Americii. Oh, ce faci, tanti? E cu spatele la noi, tanti nu ne vede.
Da, și cum americanii folosesc numai mașini cu tonaj mare. Aici, summer rental. Da, aici americanii văd că sunt croi. Cred că e o zonă ceva unde se închiriază aceste căsuțe. O fi vreo zonă turistică? Dar oricum e frumos tare pe aici. Frumos tare rău pe aici. Chiar îmi place. Din nou, o mașină cu consum mare, 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 mare. Nu, pe americanul interesează cât dau pe combustibil, oricum le-au destul de ieftin ei. Noi mergem mai departe. Noi mergem mai departe, căutăm indicatoarele care momentan nu apar. Să zic așa. Dacă mergem pe aici, nu știu, sunt curios, vreau să văd cum arată zona asta. Chiar dacă nu voi ghici unde sunt. Dar zona. Zona e minunată, pentru asta. Oh, aici, 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 ia să vedem. Ia să vedem aici. De vânzare. Măi, toată lumea pleacă de aici. Toată lumea pleacă de aici. De ce? Nu înțeleg motivul. Totul arată atât de tare aici. Să mai înțeleg, probabil, poate nu avea semnal la telefon, nu avea internet, eu știu, dar nu cred. Nu-mi vine să cred asta. Mai mergem puțin. Mai mergem puțin pe aici, că este interesant. Este o zonă frumoasă. Ei, și iată aici niște indicatoare care ne-ar putea ajuta. Nu ne-am dus mult prea în față. Stopul ăsta nu ne ajută aici, dar nu știu cât de bine vom vedea. Ocean Vista. Oh, e undeva la Venice Beach, vedeți? E undeva cu ieșire la ocean. Asta e bine. Haideți să mergem așa, spre plajă. Mergem spre plajă, poate ne dăm seama unde suntem mai departe, cred. Mergem și mai departe. Oare ajungem la plajă? N-ar fi rău. N-ar fi rău să vedeți și noi o plajă americană. Băieți, iată-i. Rucsăcel în spate. Foarte multe steaguri ale Americii. De altfel, la case. Cred că una din trei case are steagul Americii. Reduce viteza. O reducem, nu e nicio problemă. O, și iată aici. Mergem pe aici. Mergem spre plajă. Băieți, iată, e dezbrăcat muschiuleșul. Are muși pe el și vrea să ne arate și nouă. Asta e așa că nu e așa. Că și noi avem. Eu nu. Mergem mai departe. Haideți să găsim no beach parking. Vreau plaja, vreau să văd plaja. Unde este? Mai merg mult. Mai merg mult. Mai merg mult. Păi asta-i... asta-i zăpadă. Deci că e zăpadă asta-i de nisip. Și iată și plaja. Hei, tanti, iată și plaja. Dăm cu zoom aici. Nu știu cât de bine să văd. Fetițele sunt la plajă. Drăguți. Hai să vedem dacă ne dăm noi seama unde sunt. Lăsăm plaja la o parte. Ropam-pam. Na. Nu-mi dau seama de aici. Mai mergem puțin. Inițial când am văzut prima dată, bă, asta e zăpadă, cum e până cu plajă și acum zăpadă, dar e nisip. Lumea o duce bine. Americanii, iată, totuși nu e extraordinar de bine amenajată zona asta, adică văd pe aici. Ia de mini insulițe, ce sunt astea? Se distrează oamenii, ce să mai... Se distrează. Totuși noi nu prea ne dăm seama exact unde suntem acum. E o zonă așa mai... Iată, foarte nisipoasă, ca cum e la mare. Așa e la mare, nu? Dar aici e legat de ocean. Mergem din nou la americani. America... Acu depinde. Pe Oceanul Pacific sau pe Oceanul Atlantic. Eu merg pe partea asta. Merg pe partea asta undeva. Stai să vedem pe unde. Nu pe Alaska, măi. Pe aici. Să mergem pe aici. Nici nu știu ce să fac exact. Nici nu știu pe unde am putea fi. Oricum e o zonă interesantă. O zonă cu și cu păduri. Haideți să vedem aici. Nu cred că e aici. Hai, mergem pe instinctul ăsta. Pe undeva pe aici.
Poi! Voi vedeți? Suntem în linie dreaptă. Doamne, 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 în linie dreaptă! Și am zis la un moment dat să ajung pe aici. Oh. Ia uite unde eram noi acum. Foarte tare, foarte tare. Deci linie dreaptă. N-a fost chiar atât de departe, mai avem două obiecte, două locuri de ghicit aici. Suntem în munți acum. De la mare am ajuns la munte. E bine, facem saltul ăsta. Totuși destul de interesant. Îmi place peisajul așa, deși e puțin creepy. Dacă vii noaptea pe aici, n-ai lumină, n-ai nimic. O, Doamne, destul de riscant. Destul de riscant. O, am crezut că am intrat cei de la Google cu mașina în stânci. Hai să vedem, ăsta e un indicator aici, cred. Ăsta e un indicator? Un indicator care e șters. Păi ce ai făcut, mă, nene, mai șters indicatorul? Ei, și acum ia uite. Zacapala Rancho Mantaz. N-am auzit până acum. Ei, salut, salut, salut. Ce faci? Ții copilul ăla în soare. Din nou, zonul cred că mai defamat, așa. Nu știu, tot prin America de Sus să fim oare? Aici cred că e Columbia. Aici cred că e Columbia. La cum arată. Hai să vedem din nou în aceste indicatoare. Coatla. Nu-mi dau seama momentan, sincer să vă spun. Chiar nu-mi dau seama. Să vedem din nou acest indicator. Ce zice aici? Trebuie să avem grijă. Nu vrei să avem grijă. Na, o să-mi fie greu aici să-mi dau seama, deoarece. Nu cred că ne mai întâlnim acum, până dăm noi de vreun nou să tuc. Nu, aici n-am nicio șansă. N-am nicio șansă în munții ăștia să ne dăm seama. Peru, I don't know. Instinctele noastre ne duc în Bolivia. Într-o zonă muntoasă sau Chile. Unde să fim noi? Suntem exactamente aquí în Bolivia, dacă e Columbia mă omor. Era tot în Mexic. În Puebla. Oh, nu cred. Departe. Departe rău, doar americani. Astăzi mergem doar la americani, ca așa e cel mai frumos. De ce să ne ducem noi și în alte părți? Hai să vedem dacă îmi dau seama mie. Dacă suntem la american, găsim imediat steaguri. Sau coș. A, un coș de basket. Gata. Deci direct când vezi coș de basket, nici trebuie să te mai gândești. Ești direct la american. Iau-te coș de basket și aici. Așa vezi peste tot la american. Coșuri de basket. Coșuri de basket. Ce-l face cu coșurile astea de basket? Să joacă toată ziua basket. N-am ce face. Un nou coș de basket. Dacă ăsta are coș de basket, n-are coș de basket. Cine și-l avea pe partea cealaltă? Sau vor fi oamenii mult prea în vârstă și nu și-au mai pus un coș de basket, dar cine are o casă, să zic, cu copiii în ea, unde au și copiii, e clar că au și un coș de basket. Ei, da, deci ne-am dat seama, suntem la americani, dar unde? Acum e problema. Unde la americani? O să ne fie foarte greu. America e foarte mare. America e foarte mare. Am și eu câțiva prieteni prin America. Mi-ar plăcea și mie să mă duc prin America, deci văd că mergem cu spatele noi. Mergem cu spatele noi nimic, ca șmecherii. Și ieșim în stradă. Oh, am ieșit în stradă. Am 6 semafoare. Ia uite cum arată un semafor la americani. Și mergem pe aici. Dă-i înainte. Allstate. Mai mergem, băieți, nicio problemă. Cred că o să ne dăm seama. Dacă văd un indicator mare cu orașe
Haide, arată-ne și nouă. Arată-ne și nouă ceva. Voi unde credeți că suntem în America? În ce zona Americii? Un mini market ceva e acolo. Hop. Din nou o intersecție. Din nou la intersecții și nu ne dau și nouă indicatoare de vânzare. Ce naiba? Ce naiba? Family, ce scrie aici? Nu ne dăm seama. Mai înaintăm. Mai înaintăm, nicio problemă. Mergem și ne plimbăm prin America. Plimbări în America, cine vrea, cine dorește. Noi vă luăm pe gratis. Nu, nu vreau, deja mă duce prea departe. Mă duce departe de acea zonă, mă întorc. Mă întorc și o iau pe aici. Și o iau pe aici. Și pe aici. Și pe aici. Nu vrea să ne dea un indiciu. Adică, de, unul l-am găsit. Coșurile de basket. Dar un indiciu marcat, să zic așa. Unde să ne arate și nouă. Te duci spre New York, spre unde vrei matale. Nu? Păi da, nu? Eu, oricum, o zonă văd cu foarte mulți pomi. Ori așa este peste tot în America. Dar nu, nu, n-are cum să fie așa peste tot. Ia uite, coșul de gunoi pus aici frumos, adică gunoiul pus aici frumos, să vină băieții să-l ia. Oricum, o zonă curată. O zonă curată și îmi place asta. Vreau să văd pe mașina lui. Poate scrie ceva și ne dăm seama. Puțin decât. Ei, ne duce prea mult, nu e bine. Nu este bine deloc. În 30 de secunde, dacă nu găsești ceva, nu ne supărăm. Ne supărăm dacă nu găsim ceva în 30 de secunde și a mai rămas 25. Vei stai Logan. Din nou mergem cu spatele. Ne urmărește de ceva timp, văd. De ce ne urmărești? De ce ne urmărești? Mai nu ne mai urmări. No, mi-e foarte greu să-mi dau seama. Mi-e foarte greu să-mi dau seama și cred că voi căuta așa la nesfârșit. Aici ne vom opri să și vom ghici. Din nou în America. America, să ne spună cineva pe unde suntem. Washington. Washington. Washington, la capitală. Nu, nu, nu a fost la capitală. N-am fost la capitală, am fost la 2000 de km depărtare. Asta este, primim 779 de puncte. Da, prieteni, o singură țară înainte. Eu am zis Bolivia și eram în Mexic. Asta este. Am fost aici destul de aproape, la 30 de kilometri. N-a fost rău. În linie dreaptă aici, doamne, aici. Putea să luăm foarte multe puncte. Dar asta este. Aici se va termina acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost X-Breaker. Data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!